fața mea. Ok, s-a urat. Ești ok? Da, sunt un pic emoționată. Era plin seara asta pentru mine, așa, dintr-o dată. Asta ești, dacă nu te mai duc. Am îmbătrânit. Sunt urâtă, spiluată, alcoolică și tot ce vrei tu, dar încă nu mănânc cu oameni. N-am spus asta. Tu vei tot joacă de cadă de ce. Încetează, nu mai fi copil. Nu mai sunt copii, da? Nu te da din cum e penibil. Nu ești mai responsabilă decât mine pentru toate astea, ok? Trăiește, în sfârșit, fii tu însă-ți, măcar acum. Nu mai ai nevoie să joci rolul copilului model, fata lui mama. Ești nașpa! Scuze. Cred că ești obosită, eu sunt. Doar cu mine seara asta, te rog. Am nevoie să simt că sunt mai puțin singură, că suntem o familie. Că te-ai sănăm situația. Că suntem puternici și că împreună putem trece peste. Ai bun prea mult astăzi. Nu cred că e de bună să mă, cred că ar fi mai bine să plec. Faptul că tu nici nu v-a schimbat cu nimic lucrurile, a trebuit să ne revedem oricum pentru moștenire și pentru casa asta. Te rog, nu vreau să vorbim de moștenire acum din moment! Nu vreau să vorbim de moștenire! Da? Da! Ok, foarte bine, pentru tine nu este momentul. Atunci vom aștepta împreună să vină momentul, dar ce zici? Dacă încercează să mai faci și putere, îți beacă că mă irită. Pentru mine nu e momentul. Și ce dacă? Nu e suficient pentru tine, asta vrei să-mi spui. Mă scoți din sărite, sora mea! Tu nu ai spart rahatul. Te-ai plecat departe de locul ăsta care sufocă. Iar faptul că eu am rămas aici era divina mea. Iar faptul că eu am rămas aici era tot divina. Totul era divina mea. Chiar și boala ține era divina. Nu doar să atragi în loc, să arunc ca să verifici dacă încă trăiește, sau să eu dată tot chinul ăsta. Apoi să vin apoi, să-ți recuperez lucrurile, amintirile, să-ți recuperez familia. Băi, fărnați-te, te rog! Nu știu cum să vă doresc situația asta, ce nu înțelegi? Nu știu cum! Ce nu înțelegi? Dar nu mai spune asta! Datorez viața ta! Datorez fericirea de a ce copiește tale de dragoste. Datorez toate astea, înțelegi? Nu ai rămas aici, înțelegi. Nu te-ai dat. M-a dat să te mărbină pentru ca totul să se vede. Să fie liniște și pace. Să fii sănătoasă. Pentru că eu te iubesc. Ce e asta? Ce prostie ești cu ăștia? Bă, să nu mănânci aia, să nu mănânci aia, bă, dacă e așa, mă, și când ești pe stradă și îți cade ceva în cap, sau? Dă mașina pentru tine, parcă poți să știi, nu? Nu mai timp de prostiile astea, da? Alo? Da. Tu pui și brânză? La ce? Păi la salată? Uite, nouă ne face cu brânză rasă, peste și fără ceapă. Eu nu supăr ceapa în mâncare, da? Și nici usturoi. Simt gustul, vine să vom intesta, da? Și, uite, mama mea, facem un rătut de două ori. Pentru noi bătete și pentru tata, cred că așa e placul. Deci mie nu-mi plac carne. Și urzici, bălării, spanaci, în ăla, să nici nu văd. Hai, tu zici să le iau la aia mici, că parcă tu ai mai luat cadou. Nu știu ce să-i zic, sunt copiii cu ei. Ei, alu vară mi-a dat două din partea lui tata. Iubirea, aduci și tu o bere. Deja? Păi da, când îți iei aici ca la grădina zoologică. Hai mai ușor cu berea, da? Hai că văd, mă interesează. Mi-am place rochia ta. E nouă pe care mă duc cu ea. Da, mi-am place lanțuta. Hai, iar știi că pun. Dacă vrei, o trebuie fruiterioasă dacă mai are material să-ți facă și ție una și... pe mărina ta. Ce, mă? Pe mărina mea? Păi cum să fiu aceeași rochie, da? Oricum n-am în aceleași gusturi. Eu nu mai pot să port fuste așa scurte. Sunt mamă totuși, dar nu, n-ai cum să înțelegi, așa că să rămân. Cum vrei tu? Nu-ți mai bine să faci tablou când ai o familie și copii de crescut. Dar chiar nu. Tu nu te mândi? Frate meu. Mai e de nevoie. Hai, zici să le iau la ea mici. Nu știu ce să zic, sunt copiii cu ei. Ți-am mai zis, măi, alu vară mi-a dat-o alimpa
partea lui tata. Adu și tu berea aia. Nu, acum! Bine. Da, ce ai vrut să zici cu aia cu tabloul? Cu ce? Cu tabloul. Nimic. Hai, schimbă postul. Shalom, dar nu m-a ascultat. N-a luat nu, mă, nu. Și-am zis de 1000 de ori. Golf 4. E recunoscut de toată lumea că ar fi mai bun decât 5. 5 e bine de fete. Uite, te-și tu pe o stradă. Așa, 5 de la rând. O să vezi că la leau golf 2, o să-mi doi nou. Problemă cu apa. Nu se spune de cum trebuie. Iubire, știu că la cutiu. Hai, mă. Când știi, bă, dracu. Bă, când a fost omul să ia patrule, nici măcar un leu ne-a făcut. Un leu, mă, un leu! Știau ce mașină era. Dar nu vreau să-i stic ziua. Hai, mă rog, că toate venea mă. Iubirea, adu și două bere. Deci, două. Măi, bără. Ești până la urmă la cinciu? Roșu. Așa a vrut Adrian. Nouă, nici mă golful. Cinciu. Nouă. Păi da, nu știu, pe acolo sunt oricum. Auzi, Vlad? Da, nu lasă. Zi. Hai. Zi. Cum stai cu banii? Adică? Am probleme cu locul. Bun, așa și? Nu, lasă-mi, eu știu. Am găsit odată ce e. Dă-și mie vreo 3.000. Pentru ce? Am pus ochii pe un gol, în a doua. Ai un corect, în Germania. Zi, mă ajut. Hai că mă trebuie. Hai, pun masă? Stai și te plimbă și la 19. Păi unde? Pe drum. Hai, spune-i să grăbească, că trebuie să dau drumcare și la copil. Dă-i înainte. Dacă-i dau înainte, după trebuie să stau să-ți și cul, da? Atunci dă-le telefon, că poate pății ceva. Hai acum, nu copică, știi că nu răspunde la volan. Dacă auzi că așa, nu trebuie să apară. Bine, atunci așteptăm. Bine! Da, e tot întrebare. Dacă tu spui, în fine, nu contează.
Ok, păi du-te atunci. Eu stau să-i aștept. Doar că ai ceva de mers, că trebuie să o iei prin pătură. Da, prin pătura spânzuraților, nu? Și o să vină. Trei, deci vin aia mici, mă, să-mi ceară bomboane. Ok, du-te atunci. Păi îi aștept. Hei, poate te prinde din urmă. Bă, omule. Ce nu înțelegi, mă, că nu vreau să mă prindeți din urmă? Nu vreau să fii spatele meu. Bagă-ți bine în cap că noi nu o să fim niciodată o familie, chiar dacă ai noștri sunt împreună acum, da? Dar ce ți-am făcut? Am încercat să trec și eu două vorbe cu tine. Acum să mă simt eu de căcat din cauza asta. Bă, mă, cum ești? Și acum chiar o să plec. Bă, mă, să nu am de discuții asta pe Lidl, baie. Have fun, get alive. Aceea care cunoaște